Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Descinderi în Călăraș, un director de la DSVSA vizat de percheziții. Cine este acesta, aflați la știri. Incendiu la o casă din Tonea, mai multe detalii imediat în jurnal. CRFPA Călăraș prezent la târgul ofertelor de formare profesională organizat de Ministerul Muncii. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș a desfășurat astăzi 5 percheziții domiciliare în cadrul unei investigații complexe privind abuzul în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane și complicitate la abuz în serviciu. Surse din cadrul anchetei au confirmat pentru Canal Sud că printre persoanele vizate de aceste acțiuni se numără și Ionuț Teodor Milu, directorul adjunct al Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călăraș. În cadrul operațiunii sunt implicate diverse structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, inclusiv polițiști din ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, precum și specialiști în arme, explozivi și substanțe periculoase, criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călăraș. Această mobilizare de forțe subliniază gravitatea situației și determinarea autorităților de a combate orice formă de corupție și abuz în funcție. În prezent, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș, sunt în derulare 5 percheziții domiciliare, iar sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraș se efectuează o altă percheziție domiciliară, urmând a fi puse în aplicare mai multe mandate de aducere. În acțiune sunt implicați polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, arme explozive, substanțe periculoase, criminalistică, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călăraș. În plus, procurorii efectuează percheziții și la sediul DSVSA Călăraș, indicând astfel un grad sporit de atenție asupra instituției și activităților desfășurate în cadrul acesteia. Acțiunea are ca scop asigurarea respectării legii și investigarea posibilelor fapte ilegale, care ar putea afecta sănătatea publică și integritatea instituțională. La finalul acțiunii, Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș va furniza informațiile ce pot fi făcute publice, oferind detalii despre eventualele persoane reținute sau bunurile confiscate. Aceste activități nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai largă de menținere a ordinii și siguranței publice, care va continua pe întreg teritoriul județului Călăraș în perioada următoare, asigurând astfel un climat corespunzător pentru toți cetățenii. Un incendiu violent a izbucnit ieri seara la o casă din Tonea, comuna Modelu. Focul a cuprins în totalitate clădirea și a creat pagube materiale însemnate. Din fericire însă, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit martorilor, incendiul ar fi izbucnit de la o sobă aflată într-una dintre camere. Pompierii s-au luptat intens pentru a stinge flăcările și urmează acum să stabilească cu exactitate ce a declanșat incendiul. Pe lângă echipajele de stingere ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, la fața locului a ajuns și un echipaj SMURD. De asemenea, un echipaj de poliție a sosit la rândul său la locul incidentului. Ieri, Ionel Tatu și Marian Iliuță și-au preluat mandatele obținute în urma alegerilor din 9 iunie. Cei doi edili, cunoscuți în județ pentru implicarea în administrația locală, au fost învestiți în prezența prefectului județului Călăraș, Virgiliu Diaconu, și a președintelui Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Seria investirilor în funcția a primarilor din comunele călărășene a continuat în cursul zilei de marți, 22 octombrie. De această dată, socialdemocrații Nelu Tatu și Marian Iliuță au depus jurământul în fața audienței și a subprefectului județului Călăraș, Virgil Diacon. Jurământ, sub semnatul Tatu Ionel, primar al comunei Vâlcele, județul Călăraș, jur să respect Constituția și legile țării și să facem cu bună credință ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Vâlcele, așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Iliuță Marian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Vlațepeș, județul Călăraș, așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo. Nelu Tatu, singurul candidat la funcția de edil al comunei Vâlcelele, la alegerile din 9 iunie, a fost investit. Ceremonia având loc concomitent cu depunerea jurământului de către consilierii locali.
Subsemnatul Bucur Cristinel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vâlcele. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Primarul a ajuns deja la al treilea mandat, a reușit performanța de a avea un consiliu local exclusiv social-democrat. O zi festivă astăzi la noi în comunitate, depunerea jurământului primarului comunei ales în 2024 și investirea noului consiliu local, unde știți că la noi suntem cam aceeași consilie, decât avem o singură consilieră nouă care trebuie să o felicităm, a intrat în rândurile noastre pe doamna Pământ Cristina. Prezent la eveniment a fost și Vasile Iliuță, actualul președinte al Consiliului Județean Călăraș și fost edil al comunei conduse de Nelu Tatu. După câteva mandate de primar al comunei Vâlcelele, acesta i-a predat ștafeta concetățeanului lui, însă, conform acestuia, de fiecare dată când revine în localitate, entuziasmul și plăcerea de a vorbi cu cetățenii au rămas neschimbate. Mulțumesc, domnul Bucur, pentru înțelepciune și pentru reușita echipei de astăzi, pentru că aveam nevoie de acest lucru pentru reușita la nivel județean. Toate astea se datorează vouă, vă mulțumesc pentru că m-ați susținut în toate proiectele politice, indiferent de partidul din care am făcut parte. Este nu numai reușita mea, sunt fiu al satului, crescut cu voi, cred că e și reușita voastră a comunei, pentru că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc orice proiect politic. Vă mulțumesc și vă rămân dator pe viață. Nu aveți opoziție, dar să știți că opoziția o să facă cetățenii dacă ceea ce vă propuneți și ceea ce ați jurat astăzi, peste 4 ani de zile, nu o să se întâmple. Eu sunt convins că o să fie un consiliu lucrativ împreună cu primarul și toate proiectele pe care vă propuneți, nu aveți niciun motiv să le duceți la capăt, pentru că sunteți, așa cum am spus, monocolor. O comună norocoasă. Cel mai important fiu al județului Călăraș este ruda dumneavoastră, omul din comuna Vâlcelele, care și-a pus amprenta și-a ridicat comuna și mai ales județul Călăraș. Îl felicit pe domnul Tatu, domn primar, să vă dea Dumnezeu multe obiective realizate în acești 4 ani și mi-e drag de toți consilierii care ați fost investiți să vă dea Dumnezeu mult bine și multe realizări. Mă gândeam acum 4 ani de zile, când am luat, acum 8 ani când am luat primar, zic, băi, ce fac eu în comuna asta, că n-am făcut nimica. Așa este, rezultatele vin după 2 mandate, încep să apară. Uitați-vă că a început și a răsărit apa și canalizarea, care se lucrează constant și avem 30-40% realizat la momentul acesta. Au început să se deconteze facturile, că erau probleme cu muncitorii și cu firmele. Căminul, care l-am început a doua oară, se lucrează în 2-3 luni de zile, sperăm să facem investirea și noului cămin cultural și cu ce mai avem. Am reușit să mai asfaltăm câte un drum, dar acum vrem, domnule președinte, să ne susțineți că am un proiect depus la Angel Salini, după ce termin apa și canalul, să semnăm proiectul pentru a asfalta toate străzile din localitatea Vâlcelele. Ce să mulțumesc, domnule președinte, de sprijinul pe care mi l-ați acordat aceste 2 mandate. Fără sprijinul noastră, poate nu eram aici. Poate am făcut și greșeli, îmi cer scuze dacă am greșit, dar vă asigur că vom merge împreună cu Consiliul Local înainte de acum încolo. Tot o comună de suflet a președintelui Consiliului Județean Călăraș este și Vlad Țepeș. Marian Iliuță și-a reconfirmat funcția pe 9 iunie, atunci când 795 de cetățeni i-au acordat votul de încredere. Se poate desfășura în conformitate cu prevederile legale. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local are următorul proiect al ordinii de zi. Depunerea 1, depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătorie, conform articolului 117 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificată și completată. La punctul 2, depunerea jurământului de către primar, dacă până la data ceremoniei de constituire a Consiliului Local, mandatul acestuia a fost validat de judecătorie. Mă numesc Constantin Manuel Daniel, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vâlcele pe județul Călăraș. Subsemnatul Iliuță Marian, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vlațepeș, județul Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Bravo.
Comuna condusă de social-democratul Marian Iliuță a prins viață în ultimii 4 ani. După numeroase investiții în educație și infrastructură rutieră, echipa formată la nivelul localității privește încrezătoare spre viitor, dezvoltarea comunei fiind prioritatea acesteia. În 2020, când am venit cu propunerea ca Marian Iliuță să devină primar al comunei Vlad Țepeș, atunci erau foarte multe dorințe de la alții care doreau pe altcineva. Am confirmat în 2020 că venim cu un primar cu o dorință de a putea să schimbe comuna Vlad Țepeș și uite, asta s-a întâmplat astăzi. În 2024 s-a reconfirmat cu o majoritate largă, cu 2/3 de consilieri locali. Dintre cei 11 care sunt consilieri locali, avem 9 consilieri al Partidului Social Democrat, înseamnă că a confirmat în acești 4 ani, pentru că promisiunile pe care le-a făcut împreună cu președintele Consiliului Județean au fost duse la bun sfârșit. Iar acum cred că e marea provocare a primarului Marian Iliuță și a Consiliului Local, care a fost astăzi investit, pentru ce urmează următorii 4 ani, să realizăm proiectele promise de Marian și de Vasile Iliuță pentru Comuna Vlad Țepeș 2024-2028. Pentru următorii 4 ani o să continuăm lucrurile începute, proiectele în derulare, o să depunem alte proiecte mai noi, mai performante pentru binele localității Vlad Țepeș, începând de la educație, la cultură, apă potabilă, străzi asfaltate, parcuri, deja avem până la Mihai Viteazul un parc pe Afir care o să intre în faza de licitație. Deci sunt lucruri multe de făcut. Poftă de muncă și sănătate să avem, că restul vedem ce o face. Cu ajutorul domnului președinte am și asfaltat 7 străzi în comună, în primul mandat, chiar în primul an de mandat. Și nu știam cu ce să mănâncă primăria. Și am primit un ajutor nesperat. Și totdeauna am avut ușa deschisă la Consiliul Județean, inclusiv în principal la domnul președinte Iliuță, cu orice problemă a avut. Și orice locuitor din comună a avut o problemă și am apelat la dumnealui, nu s-a pus problema să mă refuze sau să nu ajutăm persoana respectivă, indiferent ce probleme a avut. Delegația Consiliului Județean Călăraș a fost formată din Ion Samoilă, vicepreședintele instituției administrative, Daniela Mihai, directoarea Direcției de Dezvoltare, Ionut Stan, precum și Cristian Marin, managerul Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Luni 21 octombrie, în comuna Chernoți, județul Călăraș, a avut loc ședința de învestire a noului Consiliu Local și a primarului ales Ștefan Ion, în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024. Evenimentul desfășurat în prezența autorităților județene și locale a marcat oficial începerea mandatului noilor aleși. În localitatea Chirnoci, județul Călăraș, a avut loc pe 21 octombrie ședința oficială de investire a noului Consiliu Local, precum și a primarului ales în urma scrutinului din 9 iunie 2024. Cetățenii comunei Chirnoci și-au exercitat dreptul la vot desemnându-l pe domnul Ștefan Ion în funcția de primar al localității. Alături de reprezentanții locali la ședința de investire au participat și oficialități din partea instituțiilor județene. Domnul subprefect al județului Călăraș, Laurențiu State, a fost prezent la ceremonie, aducând un mesaj de susținere pentru noi aleși locali. De asemenea, din partea Consiliului Județean Călăraș, vicepreședintele Mihai Țăbeștea a subliniat importanța colaborării între autoritățile locale și județene pentru dezvoltarea comunelor și orașelor din județ. Evenimentul a beneficiat de prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, printre care s-au numărat și Laura Munteanu, domnul Pițoi Ion și Pestrițu Adrian, care au subliniat în cadrul discursurilor lor angajamentul față de proiectele de dezvoltare locală și sprijinirea administrațiilor comunale. În urma învestirii, primarul Ștefan Ion a declarat că noua administrație își propune să continue proiecte de infrastructură esențială pentru dezvoltarea comunei Chirnoci, precum modernizarea drumurilor locale, îmbunătățirea sistemelor de apă și canalizare, dar și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea economică a regiunii. În plus, s-a angajat să colaboreze îndeaproape cu consilierii locali și cu autoritățile județene pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din Chirnoci. CRPF Călăraș a participat în data de 22 octombrie la Târgul Ofertelor de Formare Profesională organizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Evenimentul a fost dedicat adulților care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și personale, reunind furnizori de formare și reprezentanți ai instituțiilor de profil. În data de 22 octombrie, CRFPA Călăraș a fost reprezentat la Târgul Ofertelor de Formare Profesională.
A fost un eveniment deosebit, ne bucurăm tare mult că am fost invitați și am reușit să reprezentăm instituția noastră cu așa de frumos. A fost un târg al ofertelor de formare profesională organizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Este prima dată când se organizează un astfel de târg la o asemenea anvergură. Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect în care Ministerul Muncii este beneficiar, proiect din cadrul programului Erasmus+, în care se dorește îmbunătățirea competențelor profesionale a adulților prin tot ceea ce înseamnă oferta de formare profesională oferită de către furnizorii publici sau privați. Un eveniment organizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu scopul de a sprijini adulții interesați să-și îmbunătățească competențele profesionale și personale. La eveniment noi am prezentat oferta noastră de programe autorizate, precum și proiectele pe care le avem în derulare și care urmează să le derulăm în viitor. Ne-am bucurat tare mult pentru că am cunoscut acolo atât furnizori privați din sfera noastră de activitate, să spunem, am cunoscut evaluatori de formare profesională, ONG-uri, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, de asemenea a fost prezent Institutul Național de Administrație cu oferta dumnealor de programe de formare pentru funcționarii publici și asta ne-a bucurat tare mult pentru că am reușit să facem schimb de informații, să preluăm bune practici de la dumnealor și dumnealor de la noi de asemenea, în acest fel putând pe viitor să realizăm noi parteneriate și noi obiective comune care să ne conducă către rezultate frumoase și benefice pentru cursanții noștri. Evenimentul a fost derulat la Biblioteca Națională, au fost reuniți, așa cum spuneam, furnizori publici și privați, evaluatorii de competențe, au fost prezenți reprezentanți Ministerului Muncii, precum și reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Toate aceste lucruri și acțiuni care se desfășoară pe noi ne bucură și ne prezentăm de fiecare dată cu drag la ele, pentru că ele conduc către o formare profesională mai de calitate, informațiile pe care și serviciile pe care noi le oferim pot ajunge mai bine către beneficiarii noștri. În acest fel putem să ne realizăm și noi obiectivele și ei de asemenea să-și îmbunătățească competențele, pentru că sigur rezultatul final este să avem oameni mai competenți pe piața muncii, să facem față provocărilor cu care ne confruntăm cu toții zi de zi și să ne putem adapta noilor tehnologii care sunt într-o continuă dezvoltare în tot ceea ce înseamnă mediul economic. Au fost prezenți de asemenea și angajatori, asta ne-a bucurat tare mult pentru că în acest fel putem să îmbinăm cererea cu oferta în ceea ce privește formarea profesională și ocuparea forței de muncă. Ne-am bucurat, am purtat discuții, le-am prezentat și dumnealor oferta noastră de programe și a rămas ca pe viitor să stabilim noi contacte și colaborări în acest sens. Pentru că, de ce să nu recunoaștem formarea profesională atât pentru șomerii pe care agențiile județene au în baza de date, cât și pentru persoanele angajate sau care doresc să se recalifice, se recomandă să se înscrie la aceste cursuri. Este o măsură a Comisiei Europene din ce în ce mai mult agreată și punctată în acest sens. Ei, obținând în acest fel performanțele la locul de muncă și rezultatele scontate. Noi așteptăm și noi târguri care se vor organiza, bineînțeles că și în cadrul proiectelor noastre pe care le vom derula în viitor, vom organiza și noi astfel de târguri, atât la nivel de județ Călăraș, cât și la nivel de regiune Sud-Muntenia, unde o să implementăm aceste proiecte și preluând aceste bune practici de la acest eveniment, vom continua și noi seria acestora pentru a putea să îmbinăm și să punem față în față cât mai mulți beneficiari. Atelierul de modelaj în lut se desfășoară în prezent la Muzeul Dunării de Jos între 21 și 25 octombrie în intervalul orar 9-12. Acest atelier, parte din proiectul Atelierele Muzeului, oferă participanților oportunitatea de a explora olăritul, un meșteșug străvechi. Atelierul de modelaj în lut se desfășoară în această săptămână la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș, între orele 9 și 12. Această săptămână, Muzeul Dunării de Jos organizează binecunoscutul și deja consacratul atelier de modelaj lut.
Tema acestei săptămâni este realizarea unei fructiere getice. O fructieră pe care copiii, după cum bine vedeți, o modelează cu mâna, iar în ea, dacă mai este, avem timp disponibil, modelează diverse fructe de toamnă. Acest eveniment face parte din proiectul Atelierele Muzeului, inițiat pentru a promova tradițiile meșteșugărești și a oferi participanților oportunitatea de a învăța despre tehnicile artizanale vechi. Avem o săptămână plină, vin copiii de la toate școlile din județ, sunt copii de toate vârstele. După cum vedeți, avem aici cea mai mică, grupa mică de la Voinicel, dar ieri am avut și elevi din Roseți, elevi de la clasele a 7-a, 8-a, deci toate categoriile. Copiii sunt foarte încântați, de-abia așteaptă, le place foarte mult să se joace cu lutul, dovadă că avem zile pline săptămâna aceasta. Noi vă așteptăm în continuare, urmăriți pagina de Facebook a muzeului și presa locală și vă vom ține la curent toate evenimentele noastre. Atât pentru astăzi, ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară formidabilă, ne revedem și mâine!